Bun. Acum, desigur că vin prima dată la dumneavoastră, domnule Harnagea. Am auzit astăzi despre posibil candidat comun ALDE și că ar putea să fie domnul Tăriceanu sau cineva din PSD. Care este poziția ALDE? Neapărat domnul Tăriceanu trebuie să candideze sau ați acceptat și un candidat PSD? Păi, poziția ALDE a tot fost spusă săptămânile astea. Partidul își dorește un candidat propriu pe actualul președinte al Senatului. Celelalte discuții cu partenerii de coaliție la fel nu sunt noi, sunt și ele de un timp încoace, chiar au răzbătut anumite informații și în presă. Sigur că până la urmă trebuie să iau o hotărâre, nu știu dacă se va lua rapid anul ăsta, dacă se va lua la începutul anului viitor sau cu foarte puțină vreme înainte de alegeri. Candidații sau candidatul alianței sau candidații celor două partide nu cred că vor avea nevoie de prea multă vreme ca să-și facă notorietate, fiindcă se presupune ca și viitor președinte sau candidat să ai o notorietate extrem de mare ca să nu te apuci acum să te cunoască oamenii, cum sunt alți candidați și alți candidați surpriză pe care probabil că o să-i prezentați. Unul, și care, atât. Exact, nu mai sunt mai mulți. Eu la unul mă gândesc. În primul rând, candidatul de la președinție trebuie să aibă cel puțin 90-95% notorietate. Deci lumea să-l cunoască. Are. Înseamnă că este într-adevăr un candidat vechi, ținut la dospit. Și sau unul spectaculos. Dar acum, mai avem puțin până de voală. Cu atât mai bine, dacă e vechi ca și vinul, atunci când e deschis, o să-i dea pe spate pe mulți, probabil. Poate va fi păstrat până în ultima clipă. Știți că domnului Dragnea îi plac așa surprizele. Domnule Savu, dumneavoastră ați fost în PSD, dar de ce ziceam eu în acest material că este bomba domnul Tăriceanu? Pentru că spre deosebire de un candidat PSD, domnul Tăriceanu poate foarte lejer să rupă și din PNL. Inclusiv PNL-ul încă spune că este cel mai bun premier pentru că este singurul premier pe care l-a avut până acum PNL-ul. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră. De fapt, sunt două întrebări. Una, dacă PSD-ul își va putea depăși acel orgoliu despre care vorbeam și în material? Și doi, ce credeți că îi se va întâmpla domnului Tăriceanu de aici și până la alegeri? Bine, mai avem un an și jumătate. Haideți să încep cu întrebarea a Începeți doua. Cu ce doriți. Este foarte clar că toți cei care devin candidați cu șanse să-i deranjeze candidatura domnului Iohannis sunt luați, sau nu numai a domnului Iohannis, a ceea ce își dorește sistemul. Că mie mi-a plăcut foarte mult, cum a spus, problema cu Iohannis și Cioloș și în alt așa. Pentru că pentru mine este un lucru foarte clar. Iohannis nu-l controlează pe Cioloș. Așa a lăsat să înțeleagă că deci găselnița Cioloș nu a fost a lui Iohannis. Cioloș i-a fost livrat lui Iohannis la momentul respectiv, ca dovadă că acum bun, este opinia dumneavoastră, este, să precizăm pentru CNA. Nu aveți dovezi în acest sens. Păi da, nu e de CNA. Este, vă rog eu, credeți-mă, știți câte lucruri sunt de CNA, nu o să credeți că vine vorba de Antena 3. Cum vă închipuiți că dacă ar fi fost o... Iohannis l-ar fi găsit pe Cioloș să-l pună premier, acum în momentul ăsta Cioloș începea o campanie care îl deranjează pe Iohannis. Dacă vă gândiți dinspre Cioloș, vin înțepături la adresa lui Iohannis, multe, pe când invers, de la Iohannis către Cioloș, mai nimic. Pentru că Cioloș este imaculat. Păi iată, nu, da, iată, înseamnă că în structura sistemului care își dorește să câștige președinția, că zice în sistemul, vorbim de acel sistem, panică în sistem, pe care ați vorbit dumneavoastră. Dar e și păzit domnul Cioloș. Da, este protejat domnul Cioloș și crește așa ca făt frumos în sondaje, pentru că beneficiază de un lobby. Și apropo de lobby ăsta... Cumva, mă scuzați că vă întrerup, de acea mașinărie despre care vorbea domnul Cioloș chiar acum vreo lună și ceva, în care spunea nu trebuie să folosim o mașinărie de manipulate emoții pentru câștigarea alegerilor. Nu mai facem așa ceva, mergem din poartă în poartă să ne cunoască oameni. Asta de teoretic ce spune, dar mașinăria există pentru că a folosit-o. Se vede că între domnul Cioloș și doamna Monica Macovei există o relație apropiată, mult mai apropiată decât există între doamna Monica Macovei și domnul Iohannis. Fără discuție treaba asta. Nu numai de spirală spirituală, dar există această apropiere. Și doamna Macovei a experimentat un sprijin de
la momentul când și-a propus candidatura chiar la președinție, doamna Macovei a avut acel sprijin pe care probabil acum l-a pus domnul Cioloș la dispoziție. Deci domnul Cioloș este o problemă pentru domnul Iohannis, dar referitor la ce m-ați întrebat, orice candidat ar deranja cuplul Cioloș-Iohannis, ca să mă exprim așa, devine o țintă care va fi încet, încet, cum să spun, nu distrusă, dar se va trage în ea la foc automat. De-aia eu spun că o lansare de candidatură din momentul ăsta nu este cea mai bună strategie. Probabil că din punctul ăsta de vedere s-au lansat decât teorii. Cum astăzi am văzut și v-a susținut întreaga teorie, PSD a luat în considerare posibilitatea unui candidat unic. Dar nu s-a discutat care va fi acel candidat. Bineînțeles că ALDE are și a propus candidatura președintelui, dar există această poveste, în momentul în care stabilești candidatul de acum, va deveni o țintă pentru cei care dețin pârghile de, de a-l transforma într-o țintă pe candidat. Eu vă întreb așa, credeți că PSD-ul are puterea să vadă și să numere că au trecut 18 ani de ultima dată? A spus astăzi domnul Dragnea, a spus un adevăr extraordinar de mare. Da. Este atât de important să nu mai, să mai câștige un Iohannis odată un mandat. Pentru România este atât de important lucrul ăsta că merită orice sacrificiu. Asta am reținut. Deci un sacrificiu chiar la nivelul unui partid. Deci este indiscutabil și aici suntem de acord și cu domnul Harnagea, amândoi suntem de acord că un candidat comun are cele mai mari șanse să-l bată pe președintele actual al României. Are mari șanse să schimbe istoria în România. Dar eu vă întreb, un candidat comun din partea PSD? Un candidat comun din partea PSD. Eu nu sunt convinsă că ar putea câștiga voturile care i-au lipsit lui Victor Ponta. Adică ce facem fix și am făcut în este problema și 2014. A mobilizării electoratului PSD și care până acum a fost învățat cu candidat propriu. Cea mai mare nebunie este să faci de fiecare dată același lucru așteptând un rezultat diferit. Adică România profundă nu este numai România de pe spațiu virtual. România profundă înseamnă și cei de acasă care, la care trebuie să ducă primarii, majoritatea primarilor era PSD în țara asta. Eu statistic vorbind, 2004, 2009, 2014, primul tur câștigat de PSD, al doilea pierdut în fața al Băsescu, cu Iohannis. Pentru că întotdeauna, deci PSD-ul a avut un bazin electoral care s-a oprit la un acolo până în 50%, da, să spunem. Nu uitați, totuși, a fost două alegeri de președinte extrem de discutabile. Ei, și dacă o fi și a treia, adică din cea din 2009, nu știm dacă a fost și cea din 2016, în care diferențele... În 2014. În 2014, în care diferențele...